Bine v-am găsit! E timpul știrilor și emisia Primului Post Nistrean de televiziune este continuată de redacția emisiuni în limba moldovenească. Statul trebuie să controleze prețurile la benzină și combustibil, fără a admite monopolizarea sferei. Tema a fost în atenția guvernului nistrean. Cum va fi realizată în anul curent în capitală creditarea familiilor tinere? Elevii din Bender au participat la acțiunea Tu ești în inima mea, care vine să propage valorile ortodoxe. Prezidentul Republicii Moldovenești Nistrene, Eugeniu Șefciuc, s-a întâlnit cu arhiepiscopul de Tiraspol și Dubăsari Sava. Tema întrevederii, pregătirea către vizita Patriarhului Moscovei și a întregii Rusii, Kiril. Reamintim, Patriarhul planifică să viziteze Nistrenia la 8-9 septembrie curent. Detaliile programului Vladica Sava le-a discutat deja cu însuși Patriarhul. Despre aceasta, arhiepiscopul l-a informat pe prezident. Astăzi i-am confirmat lui Eugeniu Vasilievici intenția presfinției sale Kiril de a vizita după Chișinău și Tiraspolul, de a trece pe la Bender și prin alte locuri istorice din suburbia Tiraspolului. Peste câteva zile, probabil, va avea loc prima întâlnire sub președinție prezidentului, la care va fi prezentată toată informația și programul vizitei. Prezidentul a însărcinat organele de stat și direcțiile să acorde susținere în instalarea bustului lui Alexandru Nevski. Deschiderea lui va fi consacrată vizitei Patriarhului Kiril la Biserica Sfântului Alexandru Nevski, situată pe teritoriul cetății Bender. În cadrul întrevederii, șeful statului l-a felicitat pe Vladica Sava cu avansarea în rangul de arhiepiscop. Pentru Republica noastră în întregime e o adevărată onoare când Vladica Eparhiei noastre se bucură de atenția Patriarhului. Aceasta vorbește despre faptul că Patriarhul îi acordă atenție Nistreniei și apreciază în primul rând întreg lucrul dumneavoastră și al Eparhiei. Statul trebuie să controleze prețurile la carburant fără a admite monopolizarea sferei. Proiectele de lege îndreptate spre prevenirea, controlul și suprimarea activității monopol au fost elaborate de către Serviciul de Stat pentru Prețuri și Activitatea Antimonopol și prezentate la ședința Guvernului. Drept prioritate servește apărarea intereselor consumatorilor cu privire la schimbarea nemotivată a prețului la benzină și motorină, realizate de subiectele de gospodărie ce ocupă o poziție dominantă pe piață. 18 subiecte de gospodărire la începutul anului, în aceeași zi, cu un procent egal, au majorat tarifele la benzină. Aceasta înseamnă că activitatea dată se află totuși sub un control oarecare. Noi propunem mecanisme de luare sub controlul serviciului nostru a doar 5 dintre aceste subiecte, care fac parte din registru. Serviciul de stat a stabilit responsabilitatea administrativă pentru încălcarea legislației antimonopol. Astfel, antreprenorii vor fi obligați din timp să declareze majorarea prețurilor și să înregistreze majorarea tarifelor declarate. Adică situația precedentă când prețurile pentru benzină s-au majorat de 3 ori timp de o lună nu se va repeta. Actele trebuie îndeplinite în așa mod încât să fie clar care sunt îndatoririle fiecăruia. Guvernul a aprobat proiectul de lege, excluzând punctul despre înregistrarea obligatorie a majorării prețurilor la benzină. Pe lângă aceasta s-a discutat și problema repartizării banilor fondului de drumuri. Până acum, finanțarea pentru reparația drumurilor cu destinație locală și republicană era împărțită în părți egale, însă unii șefi de administrație consideră că aceasta nu este de ajuns. Petru Stepanov le-a propus să caute căi de ieșire din această situație. Starea drumurilor, într-adevăr, este groaznică. Este imposibil a merge. Aceasta este o problemă comună. Varianta propusă de dumneavoastră, adică procurarea tehnicii noi, este bună, mai ales că minimalizează cheltuielile și forța de muncă. Pentru a simplifica și a ieftini procedura de reparație a gropilor, săptămâna curentă specialiștii din capitală vor pleca la Kiev pentru a studia tehnologia kievleană. Volumul vânzării obligatorii de grăunțoase de către exportatorii nistreni s-a micșorat. Această decizie a adoptat-o ieri la ședința guvernului. Reamintim, la sfârșitul anului precedent a fost stabilită ordinea conform căreia agrarienii trebuie să-i vândă statului 25% de la fiecare lot exportat. În realitate, însă, până în prezent, combinatului de produse de panificație din Bender nu i-a livrat nimic. Actualmente, conform analizei, piața de grăunțoase staționează. Nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără. Grâul însă este exportat în calitate de grăunțoase furajere. Petru Stepanov afirmă că antreprenorii trebuie să fie cointeresați în colaborarea cu statul. Ministerul Dezvoltării Economice a propus micșorarea nivelului vânzării obligatorii de grăunțoase până la 15%.
La aceeași ședință, guvernul a luat decizia de a transmite în Sovietul Suprem inițiativa despre introducerea schimbărilor în legea despre bugetul Fondului Unic de Stat de Asigurări Sociale. O astfel de necesitate ține de faptul că spre sfârșitul anului 2012 nivelul minimal de achitare a muncii era egal cu minimul de trai. Drept rezultat, în timpul achitării indemnizațiilor, nivelul minimal de achitare a muncii este calculat de două ori mai scăzut. Financiar, noi am prevăzut sursele necesare, însă acum este nevoie de a introduce schimbări în lege. Noi vom stabili nivelul de achitare a muncii îndoit, pentru ca nivelurile plăților să nu fie scăzute. La fel s-a vorbit și despre crearea Consiliului Artistic de pe lângă guvern. Sarcina acestuia este elaborarea propunerilor de realizare a politicii de stat unice în domeniul arhitecturii orașelor și raioanelor Republicii. Acest Consiliu va fi un organ consultativ și de ședință și va da recomandări administrațiilor de stat în timpul formării aspectului arhitectural-artistic al orașelor. În ultimul timp, în Republică este activ discutată tema posibilelor întreruperi în livrarea mărfurilor de primă necesitate, inclusiv la făină, articole de panificație și paste făinoase, lapte, unt și ulei vegetal, diverse medicamente și multe altele. Între timp, analiza nivelului activității economice externe realizate în Nistrenia de la începutul anului demonstrează că situația rămâne stabilă. Potrivit statisticii Comitetului Vamal de Stat, doar în ianuarie în Nistrenia au fost importate mărfuri social importante în sumă de mai bine de $2.253.000. Pentru comparație, e practic cu jumătate de milion de dolari mai mult decât în ianuarie 2012. Potrivit aceleiași statistici, mărfuri de primă necesitate au fost aduse cu 100 tone mai mult decât în prima lună a anului trecut. Nu s-a schimbat cu mult și sortimentul acestor mărfuri, iar prețurile la produsele alimentare și mărfurile de primă necesitate corespund nivelului, spun în Comitetul Vamal de Stat. Potrivit informației oferite de Comitetul Vamal de Stat, astăzi în Nistrenia importul de mărfuri social importante îl realizează mai bine de 100 de agenții economici, iar numărul persoanelor juridice și al antreprenorilor care aduc în Republică mărfuri de primă necesitate a crescut aproape de două ori. În Tiraspol a avut loc ședința Comisiei Sovietului Orășenesc pentru Politica Socială și Problemele Tineretului. Deputații au discutat realizarea în anul curent a programelor de creditare a familiilor tinere. În Tiraspol, creditele pentru procurarea și construcția locuințelor sunt acordate deja al cincilea an. În anul trecut, pentru asemenea scopuri, orașul a primit 600.000 ruble din bugetul republican. Din cauza neadoptării acestuia, guvernul a emis o decizie potrivit căreia, în primul trimestru al anului 2013, să fie cheltuite sursele bănești în mărime de o pătrime din volumul anului trecut pentru aceleași scopuri. Programul dat poate fi aprobat în cadrul unei pătrimi, ce constituie 150.000. Nu este o sumă foarte mare, de aceea eu cred că în primul trimestru noi nu vom lucra cu acest program. Sursele date vor fi transferate pentru al doilea trimestru și deja vom aduna comisia. Avem cereri anticipate, mai bine de 100 în anul trecut, dintre care au fost satisfăcute doar 10-15. Avem nevoie de programul dat, însă, din păcate, nu dispunem de surse bănești. Deputații au discutat de asemenea lucrul asupra proiectului programului privind educația în capitală. Din 2013 până în 2015, în cadrul lui vor fi rezolvate problemele actuale ale capitalei, începând de la asigurarea micilor tiraspoleni cu locuri în grădinițele de copii, până la dotarea informațională și tehnică a școlilor și instituțiilor de educație suplimentară. Pentru școli este actuală întrebarea asigurării cu cadre calificate și catedre de conducere. De aceea munca Ministerului Educației în elaborarea documentelor normative pentru formarea rezervelor cadrelor pedagogice și de conducere, inclusiv, va atinge instituțiile educative. De asemenea, Natalia Șciuchina a estimat că se va prelungi munca pentru socializarea copiilor cu comportament deviant și a celor din familiile slab asigurate. Se presupune că deja în anul curent va fi deschisă a treia filială a Centrului pentru Munca Social-Educativă din Capitală, în cartierul Chirov. Comisia pentru dezvoltare economică de pe lângă Sovietul Orășenesc din capitală a examinat un șir de întrebări, printre ele construcția drumurilor în sectoarele particulare. Se planifică aplicarea noilor tehnologii, instalarea nu a asfaltului, ci a drumurilor din beton. Detalii în secvența următoare.
În sectorul particular sunt multe drumuri. Ele nu au fost reparate de mai mulți ani. Unele până în prezent nu au fost asfaltate. De aceea este propusă o metodă alternativă de construcție. Drumurile asfaltate necesită tehnică și tehnologie specifică. Tehnica nu poate fi aplicată în toate locurile, în timp ce construcția drumurilor din beton poate fi înfăptuită. Principalul că aceste drumuri vor fi mai ieftine pentru bugetul orășenesc. Conform calculelor preventive, la construcția unor asemenea drumuri e nevoie doar de materiale produse pe teritoriul Nistreniei. Astfel, construcția unui metru pătrat de drum va fi mai ieftină. Dacă e să luăm drumul experimental pe strada Partizanilor, prețul unui metru pătrat constituie 22-23 dolari. Cifrele pot fi mai mici dacă vom folosi tehnologii mai econome. În timp ce drumul asfaltat cu o înălțime de 5 cm îi va costa orașului 26 dolari, iar stratul cu o înălțime de 15 cm 22 dolari. Deputații susțin. Un avantaj ține de faptul că reparația acestor drumuri poate fi realizată chiar și iarna, în timp ce asfaltul necesită o temperatură anumită. Încă nu se știe când această metodă va fi aplicată în practică. În timpul apropiat, Comisia planifică să se adreseze către șeful administrației de stat cu propunerea construcției drumurilor din beton. La Bender se simte insuficiența locurilor în grădinițele de copii, mai ales în partea centrală a orașului. Din cei 960 părinți care au depus cerere pentru a-și duce copilul la grădiniță, 430 dau preferință celor din centru. Situația poate fi ameliorată doar în caz dacă va fi mărit numărul grupelor. Recent, din ajutorul umanitar primit din Federația Rusă, 500.000 dolari vor fi orientați pentru reparația și reconstrucția grădinițelor, numărul 6, 16 și 11 din Bender. Problemele în toate grădinițele orășenești sunt asemănătoare. Utilajul, ușile și ferestrele, pavilioanele de joc, toate sunt învechite. Rețelele de apă și cele termice nu fac față cerințelor. Au fost construite toate instituțiile preșcolare încă în timpurile sovietice și n-au fost reparate capital mai bine de 20 de ani. Pe timpuri, grădinița numărul 6 din satul Gâscă activa nu numai ziua, ci și în orele nocturne. În anii 90, odată cu criza demografică, era pe calea de a fi închisă. Acum aici se află în rând 150 de micuți. Problema de bază este canalizarea, care are o vechime de peste 50 de ani. Din cauza umezelii putrezesc podelele, miroase urât. Cum putem aici întreține copii? Iar grădinița numărul 16 este situată în cartierul Borisovka. Ea este frecventată de circa 150 de copii. Aici funcționează și grupe curative de profilaxie pentru copiii cu imunitate slabă. După o reparație capitală s-ar putea deschide încă două grupe. În baza studioului de pictură și a sălii sportive este posibil de a organiza încă două grupe suplimentare. Însă aici este nevoie de reparație capitală, căci în săli lipsește tehnica sanitară. În dormitoare, ușile, ferestrele au ieșit totalmente din funcțiune. Reparația capitală cer nu numai grupele care vor fi create. Întreg edificiul grădiniței nu face față cerințelor contemporane. Din această cauză, finanțele ce au fost alocate pentru grădinițele din Bender sunt foarte binevenite și așteptate. De la 11 la 15 februarie în Republica are loc acțiunea Tu ești în inima mea, care vine să propage adevăratele valori ortodoxe. Formarea familiei, principiile educației ce trebuie puse la baza unei familii sănătoase, la tema dată au comunicat elevii claselor superioare din Bender. Spre regret, actualmente, valorile multor tineri sunt orientate către Occident. Idolii lor devin eroii unor filme americane, care n-au nimic comun cu valorile spirituale ortodoxe. Și iată deja al treilea an, este marcată ziua tineretului ortodox, pe care ei o cunosc și o așteaptă cu nerăbdare. Este plăcut că în anul curent a fost aleasă tema familia, valorile ei. Când vorbim cu tinerii, înțelegem că ei respectă familia tradițională cu părinții și copiii, căci în Occident sunt propagate alte valori. Noi dorim să le insuflăm acele tradiții pe care le-au urmat strămoșii noștri. Tinerii au fost foarte activi, îi interesau tradițiile ortodoxe, cum ar fi botezul, cununia, căci în Nistrenia 90% de cetățeni sunt de credință ortodoxă. Comunicarea s-a desfășurat foarte viu și interesant. Tema întâlnirii de astăzi, cum am spus, a fost tema familiei, valorilor familiare, fiindcă această temă în prezent este foarte actuală, când știm că în unele țări din Occident a fost primit legea care permite căsătorirea, formarea familiei din două persoane de același gen. Dar totuși valorile familiei spun
din moșnii strămoși, că familia este formată din, din soț, adică bărbat, și soție, femeie, care în cuplu formează o familie împreună cu copiii pe care îi nasc în viitor. Consider că este necesar de a ne comporta cu respect față de părinți, a le spune cuvinte frumoase, a merge la biserică. Vreau să le doresc tinerilor să aibă o atitudine indulgentă față de oameni, biserică, de viața pe care o trăiesc. Organizatorii întâlnirii speră că cele auzite le vor servi tinerilor drept călăuză în viață. Atât pentru această ediție, o seară plăcută în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 14 februarie, se așteaptă timp noros cu înseninări fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 7-10 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord -1-3 grade, ziua +2-4. În capitală noaptea 0-2, ziua +3-5.